Bună! În tutorialul de față arăt cum se poate face un cont de pe MailChimp. Primul lucru, intrați pe MailChimp.com sau căutați la Google MailChimp. Și o să vă arate aici reclamă și aici site-ul. Și aici iarăși site-ul. Bun. Ăsta e MailChimp. Trebuie să ne facem prima dată un cont. Și te întrebă niște lucruri. Primul lucru care te întrebă e o adresă de e-mail. Haideți să notăm aceste setări și să facem o parolă. O să pun niște caractere aleatorii. O să fac o parolă lungă, chiar foarte lungă, aș putea spune. O să introducem aici. E prea lungă pentru cerințele lor. Hai să mai tăiem, tăiem de la mijloc, tăiem și de aici un pic. Hai să vedem dacă e suficient de scurtă. Da. Bun. Am uitat. Ok. Aici depinde de alegerea voastră. Eu, în general, am în browser meu o soluție ca LastPass pentru salvarea parolei. Durează un pic până vine e-mailul. Dar trebuie să vină. MailChimp e folosit în principal pentru a trimite newslettere. Puteți trimite, dacă aveți de trimis mail-uri la multe persoane, iarăși e o variantă. Deci newslettere în general, să zicem că ai o companie și vrei să trimiți un newsletter cu știri despre companie. Da, sau ai un blog și vrei să, ca abonații blogului tău să primească mesaje de fiecare dată când publici un articol. Acestea sunt cele mai populare două variante. Dar e și varianta în care ești o persoană privată și vrei să trimiți un e-mail la mulți oameni. Iarăși poți face un newsletter pe MailChimp. Este de altfel și varianta în care fac acest newsletter. M-a rugat cineva, uite, am de trimis un e-mail la multe persoane. Și era într-o vreme când mergeai la Gmail, la Context și făceai un grup de persoane și era simplu de creat acel grup de persoane și puneai pe toți în BCC și trimiteai un e-mail. Gmail însă, cel puțin din ce mi-am dat seama, a vrut să schimbe lucrul acesta și au făcut în așa fel încât nu mai poți să adaugi ușor persoane în BCC ca grup. Dacă ai de adăugat una, două, trei, nu contează cum le adaugi, le poți adăuga ușor. Dar dacă ai de adăugat multe persoane, e mai complicat. Și atunci Gmail Group s-a picat. Plus că nu e foarte ok. Nu e ok să trimiți persoane multor, să trimiți același e-mail multor persoane. Te poate afecta. Să pun puțină pauză. Primisem e-mailul, dar mi-a intrat în... a fost arhivat. Bun. Acum trebuie să fac click pe aceasta și aici o să zic că dacă sunt robot sau nu. Poate să afișe de niște poze. Bun. Și m-am înscris. Cum te cheamă? N-am. Aici pot să... Ia, aici am cere ceva. E bine să pui un business. Da, dacă e așa, eu n-am acum nicio entitate. Vă puneți adresa. Nu știu ce sector e, cred că e 2. Să zicem.
Nu știu care e sectorul. Mă rog, aici trebuie să completați cu datele voastre. Aici e opțională integrarea. Dacă vreți să o faceți, faceți click aici și vă leagă cu, vă logați la Facebook și vă leagă MailChimp-ul de acest site, de Facebook sau de Twitter. Aici poți să-ți alegi niște newsletter la care să te abonezi, dacă vrei să perfecționezi abilitatea de a trimite newsletter. Aici îți dă niște informații cum faci. Primul lucru, creați o listă. Hai să vedem. De la ce adresă să vină e-mail-urile? O să-mi zic că nu e adresa de Gmail. Folosiți o altă adresă. Nu mi-e ușor accesibil să verific, dar v-aș folosi dacă ați avea o altă adresă decât Gmail sau Yahoo. Eu am atolivian.ro, dar nu o să vă pun aici, că mi-e lene să verific. Dar în principiu v-ar folosi dacă ați avea o altă adresă decât Gmail. Ia uite, Yahoo. Uite. Deci să țin un nou domeniu. Cum te-ai abonat? Ok. Acum cere și un telefon. Cum vrei să te abonezi, vrei notificări, fiecare un sumar, nu știu ce. Dacă vrei să ai notificări că s-au abonat oamenii. Aici aveți mai multe de a importa, metode de a importa. Cel mai simplu este copy-paste. Și aici se face așa, în Excel faceți o adresă e-mail. Nume. Ionationescu.ro. Hai să fac ceva, vreau să fac ușor de introdus. Da? Și pur și simplu dați copy-paste aici. Și dați next. Și aici aș da seama că e nume. Și aici trebuie să vă alegeți. Era de fapt first name sau last name. O să pun numai prenumele, să zicem. Dacă era nume complet, îi dădeam new column name și scriam aici nume complet. Da, și ăsta e tot. Bun, și s-a abonat. Când o să înceapă să trimite newsletterele, o să ajungă de obicei la 3, dacă vă deschid newsletterele. 3 steluțe. Create campaign. Și acum fac prima campanie și mă întreabă de care vreau să fie. O să aleg regular campaign. Cui vrei să trimiți listei de prieteni? Ia, stai puțin să dau back. Recipients. Am o singură listă și n-am din ce alege. Și atunci, dacă aveam mai multe liste, mă punea să aleg lista. Pot să fac un segment. De exemplu, adresa de e-mail conține litera A. Și aici am numai unul singur. Da? Dar o să-i dau să trimite la toată lista, 4 persoane. Aici am zice iarăși același lucru ca mai devreme. Aici e cel mai important lucru de setat. Ce aveți în articolul meu pe tema MailChimp, cum se poate pune un subject line dacă ai de trimis un RSS. Deci dacă vrei să-ți legi blogul,
Așa se creează un RSS. Așa se creează un subject line OK. Să zicem ceva de genul ăsta. Aici se poate lega cu Google Analytics. Se poate lega cu Facebook sau Twitter. Mă rog, și aici, așa, aici poți să personalizezi și ce, aici te alegeți câmpul pe care l-ați completat. La mine nu e full name, e altceva. Nume complet. Deci ăsta. Da? Și dau next. Aleg un template. Poți să aleg, acestea sunt nu au nimic completat, e negru pe alb, gri pe alb, nu știu ce. Aici la Teams vă alegeți niște lucruri deja făcute. Da? Deci niște template-uri, au și o poză, doar modificați textul un pic și îl trimiteți. Puteți modifica unele poze, dar nu toate. În funcție de newsletter, unele poze se pot modifica, altele nu. Și o să vă fie greu, adică trebuie, de exemplu, aici, să zici, și dacă poți modifica, trebuie să găsești o poză care se încadreze bine aici. Aici poza trebuie să fie orizontală. Mă rog, sunt niște limitări. Dar, în principiu, dacă știi ce vrei și găsești un template care să se potrivească, e ok să mergi pe o variantă de genul ăsta. Dacă însă vrei să o iei de la zero, alegeți una din temele de aici. Se pot customiza, adică... Și dacă alegeți una cu... În principiu, număr de coloane e cel mai simplu de modificat, cel mai util de ales. Aici vă cere să puneți o imagine. O să dau puțin pauză că nu știu unde am pus pozele. Am avut niște probleme și acum l-am rezolvat cu imaginea. Am uploadat mai multe poze. Ideea e că, vedeți, pozele standard au dimensiuni mai mari decât ar trebui și ar trebui redimensionate. Da? Deci, dumneavoastră dați upload și o poză cum e asta e prea mare. Vedeți aici dimensiunea 3000x2000 și faceți ceva gen 800 pe ceva care se încarce ușor. Uitați, fișierele sunt foarte mari și necomprimate și iarăși când salvați o poză, comprimați JPEG-ul. Aici vă arată calitatea JPEG-ului. Faceți JPEG sau GIF sau PNG și cât mai bine comprimat, atâta timp cât se vede bine. Dar faceți niște teste, că imaginile sunt, e foarte important să fie comprimate bine. Și atunci eu mă duc aici la browser. Dacă adaug o imagine de genul acesta, va dura un timp până se încarcă. Cel puțin pe mail-urile cu celor care primesc e-mail-ul de la voi. Aici este un text. Ce texte, cum se modifică textele? Deci vă uitați aici, să zicem cum mă duc aici, că e mai mult de scris. Ăsta e H1, este titlul unei secțiuni. Și ăsta e un paragraf, o zonă de text care se poate fi editată. Da? Aici e un apostrof, aici sunt ghilimele left quote și ăsta e right quote. Nu mai știu la ce vine de, mă rog. Ăsta e un link, așa arată un link, da? În fine, și în footer aveți și un nou tip de cod, BR pentru a lăsa o linie goală. Aici nu are importanță, în formatul ăsta nu are importanță dacă puneți textele pe același rând sau le puneți cu trei rânduri mai jos. Nu contează asta, contează ca la sfârșitul unui rând să puneți BR pentru linie break, să aveți o linie goală, sau P și deci bârâul se pune atât. Puneți un bârâ și s-a închis, ați lăsat o linie goală. La paragraf trebuie pusă un P și înainte de paragraf și la sfârșitul paragrafului. Da? Ok. Aici sunt niște coduri care nu vă sfătuiesc să umblați peste ele. Chiar vă rog să fiți atenți. Nu modificați nimic între interiorul steluță, bară verticală, bardă verticală, steluță. Nu modificați deloc acest cod, dar puteți să scrieți în spațiu liber dintre două coduri. Aici e un if, dacă platforma permite reward-uri, lansează codul ăsta, dar altfel nu. De exemplu aici, current year list company. Aici poți să pui o virgulă sau o liniuță sau o paranteză sau ceva. Cum
cum vreți voi. Mă uit să mă asigur că că merge și înregistrează, că am avut o problemă mai devreme, n-am înregistrat. Bun. Bun, și aici se pot traduce lucrurile de aici. De exemplu, șterg strong-ul și bârâul, da? Și acum e pe un singur rând, vedeți? Chiar dacă aici arată pe rânduri diferite. Așa, vreau să vă mai arăt ceva. Dacă mă duc la confirm, îmi zice cu roșu că n-am modificat ceva. Asta cu specifically use this area to offer a short preview. Aici era o variantă standard, un text standard și eu nu l-am editat. Și aici poți să editezi coloana 1 sau coloana 2. Și coloana 1 ei îți recomand să modifici. Eu o să șterg pur și simplu, dar aici puteți să scrieți voi ceva, dacă voiați ceva. La confirm, îmi zice același lucru că Olivian Breda 3 nu e o adresă foarte bună, dar nu o să modific. Și aici e un newsletter care e un link. Cam așa arăta un newsletter trimis. Eu dacă iau linkul ăsta și îl pun pe Facebook, e posibil să se vadă rău din variate motive. Și atunci pot să mă duc aici și să zic, uite pe Facebook, când dau share, da? Vreau să am titlul ăsta, o descriere și o poză. Și aici mă ajută el, îmi dă poza pe care am pus-o în newsletter, dar oricum tot ar fi bine să-i pun un titlu și o descriere. Dar asta e doar pentru, deci e o mică probabilitate că cineva o să dea share la acest link, știți? Și atunci cel mai bine e să faceți asta. Dacă aveți o campanie care se trimite regulat, faceți acest lucru. E posibil la tot trimiteți newsletter în fiecare săptămână sau cât de frecvent trimiteți. La un moment dat o să trimite cineva și pe Facebook. Sau dacă aveți o campanie și de fiecare dată când vă duceți la campaign, tot dați replicate campaign. Dacă faceți asta frecvent, puteți seta și social cards. Altfel, n-are rost pentru o singură campanie, dacă sunt diferite una de cealaltă și aveți liste diferite, n-are rost să setați. E mică probabilitatea, sau dacă aveți puțini oameni în listă. Dacă aveți o listă cu 500.000 de abonați, setați asta, că e posibil ca din 500.000 de oameni să trimite și să folosească cineva. De altfel, nu mi se pare foarte important. Mă rog, e doar un titlu și o descriere. Da. Au și varianta cei de la MailChimp, dacă, de exemplu, când trimiți un newsletter gratuit, îi dăm display, are și poza asta. Dacă vreți, MailChimp au o variantă premium, uitați ce încet s-a încărcat poza. Da? Au și o variantă premium în care dispare ăsta și deja ai niște funcționalități mai performante și pentru liste de abonați, mi se pare că de peste 2000 de abonați. Hai să ne uităm, MailChimp Plans. Așa. Ce zice? Unde ești? Așa. Uite, dacă ești la început, câți abonați ai? Dar nici nu poți să trimiți. Adică dacă ai 10 milioane de abonați, nici măcar nu poți să trimiți. Se actualizează automat. Deci, la un moment dat, dacă îți adaugi datele cardului, pe măsură ce adaugi abonați, pur și simplu planul crește automat. Nu, nici măcar nu te întreabă. Ok. Cam asta e cu noua interfața MailChimp. Dacă aveți întrebări, lăsați în comentarii. Spor.